Proiectul de reabilitare a Parcului Mitropoliei din Târgoviște și restaurarea ruinelor se ridică la suma de 6,7 milioane de lei. Concret, are loc restaurarea ruinelor existente și protejarea lor, refacerea turnului principal de acces în incintă, refacerea zidurilor vechiului paraclis al Mitropoliei, amenajarea unei zone de agrement și promenadă și extinderea spațiului verde. Lucrările la vechile ziduri sunt deja într-o etapă avansată. Un proiect de natură să schimbe radical Parcul Mitropoliei din municipiul Târgoviște. Sunt intervenții ample, intervenții care vizează pe de o parte refacerea aleilor, refacerea spațiilor verzi din această zonă, dar și măsuri de conservare și de punere în valoare a ruinelor de aici, din zona Parcului Mitropoliei. Este un proiect în valoare de aproximativ 6,7 milioane de lei, un proiect finanțat din bugetul local al Primăriei Municipiului Târgoviște și de natură să contribuie la înfrumusețarea zonei centrale a orașului nostru. Sperăm ca undeva în primăvara anului viitor să fie gata și acest proiect, să fie gata și Piața Revoluției, astfel încât să putem discuta de o zonă centrală a Municipiului Târgoviște cu adevărat spectaculoasă. În cadrul proiectului se va proceda la desfacerea integrală a pavimentului și realizarea unui pavaj nou, dar și construirea acceselor în parc tip rampă, fără trepte sau borduri, pentru a facilita accesul atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru bicicliști sau cărucioarele pentru copii. Vor fi de asemenea reconstruite fântânile arteziene și modernizate toate rețelele edilitare.